Citeam de dimineață o declarație care mie mi se pare foarte importantă și foarte puțin mediatizată, mai ales în circulele rapidiste. O declarație a lui Dan Șucu, care exprimă destul de clar locul pe care ar trebui să-l aibă Rapidul. În modul în care Liga 1 și deținătorii drepturilor TV par bani. M-am mai vorbit de atâtea ori în trecut, în anii trecuți. Mai ales de când s-a întors Rapidul în prima ligă. Ideea care e? Dan Șucu a zis clar că, după calculele sale, Rapidul ar fi trebuit să ia undeva la 4 milioane, nu 1 milion jumate din drepturile TV. Iar asta dacă se ține cont de audiență și nu de locul în clasament. Și da, trebuie să țină loc de să se țină cont de audiență și nu de locul în clasament, pentru că locul în clasament este foarte puțin relevant când vine vorba de împărțirea banilor din drepturile TV. Tu dacă ești o echipă atât de competitivă pe cum se crede, de exemplu, Voluntariu, că a terminat nu știu unde sezonul trecut sau altă echipă de genul ăsta, bă, tată, și ce faci? Te duci. Și atragi sponsori. E simplu. Am zis întotdeauna. Performanța sportivă atrage sponsori, dacă e una reală și una sustenabilă. La fel, Botoșani, Sepsi, Faru și alte echipe de genul ăsta care sunt acolo, Argeș, înaintea Rapidului, ca bani încasați, echipe care toate la un loc, într-un sezon, o audiență pe care o are Rapid într-o etapă. Evident, exagerez puțin, dar zic ca idee. Și atunci, nu vi se pare normal ceea ce zice Dan Șucu ca veniturile din drepturile TV să fie împărțite în funcție de audiență și nu în funcție de locul în clasament? El zice de un mix, nu? E o porcărie și mixul, nu există așa ceva. Impactul pe care l-ai în rândul suporterilor și audiența pe care o ai la TV trebuie să fie decisive. Dar în primul rând, cu audiența pe care o ai la TV, tata se trage linie care au fost cele mai urmărite echipe alea să câștige cei mai mulți bani pentru că alea duc suporteri. E simplu. Așadar, e bine că vocea lui Dan Șucu se face auzită. Dan Șucu nu este oricine. Este un om, sper eu, influent și la nivelul ăsta. Și poate să mai schimbă lucrurile, sigur. De la un sezon la altul, în mod normal, se vor schimba, nu știu, la... Poate să fie proporționale cu locul în clasament și cu drepturile și cu audiența. Dar în viitor trebuie să se țină cont doar de audiență. Și nu că țin, ok. Că țin eu cu Rapida, e normal, pentru că și dacă țineam, să spunem, cu Jiu Petroșan, de exemplu. Jiu Petroșan era în prima ligă, asta era. Lua cât merita, dacă atât, dacă la, se uitau 100.000 de oameni la Jiu Petroșan și la Progresul București, să zicem, se uitau 4 milioane, păi de ce să fi luat Jiu Petroșan mai mulți bani decât Progresul București dacă Jiu Petroșan era pe 6 și Progresul pe 9? Nu, nu este o împărțeală bună. Mai ales în situația în care e fotbal românesc. Că o să zic că unii că așa ar dispărea unele echipe sau ar avea mai probleme? Nicio problemă. Asta e dispar. Nu e nicio tragedie să dispar nicio echipă. Nici măcar nu a dispărut Rapid până la urmă, dacă stai să privești. Mă rog, a dispărut din prim plan. A dispărut de tot. Că nu se poate ca Rapid să dispară de tot. Dar zic așa. A văzut tragedie. S-au trecut niște ani, s-au făcut niște greșeli, s-au reconstruit ceva, s-au făcut și chestii bune. S-a revenit. La fel cum e și la Dinamo acum. Interesează băieți pe nimeni. Eu echipă, dacă dispare nu știu care echipă, asta e o disportare a echipe. Sau au luat pauză. Trebuie să fie sustenabile. Fotbalul trebuie să fie un sport care să fie tratat corect, care să fie plătit corect și gestionat corect. Așa dacă ai tu cine știe ce rezultate discutabile și termin. Uite cum e Farul, ia campionatul Farul, prin motivele pe care toată lumea cu creierele vede, păi de ce se ia, bă, frate, Farul 3 milioane de euro din drepturile TV și Rapidul să rămână la 1,8, să spunem. Pe Farul, cine urmărește pe Farul? Farul, dacă te duci pe stadion, are 200 de suporte. Cât credeți că are la TV? Credeți că are măcar 200? Eu nu cred. Eu cred că toți aia vin. Da, dacă joacă cu FCSB, cu CFR, atunci se uită lumea. Dar voi credeți că la un meci Farul Botoșan se uită cineva în afară de rudele jucătorilor? Eu nu cred. Eu nu cred. Și exemplele pot continua. Ceea ce am vrut să spun este că problema pusă de Dan Șucu este foarte pertinentă, foarte importantă și foarte și de insistat, mai ales din partea Rapidului, să fie bătută monedă pe asta pentru viitor. Eu sper să se reglementeze lucrurile, dar să vedem. Hai, vă pup!